În această dimineață, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Olt, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Balș, au pus în aplicare 10 mandate de percheziție domiciliară la domiciliile unor persoane fizice din județele Olt, Dolj și Vâlcea, bănuite de delapidare și folosirea cu rea credință a bunurilor sau creditului de care se bucură o societate într-un scop contrar intereselor acesteia.